Da, din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Ca să citim parte din titlurile de pe din presa locală de astăzi, în monitorul, oricum, după cum și spuneai la un moment dat, am făcut discuție mai devreme, groapa de pe 6 noiembrie acoperită în urma articolului din monitorul de Suceava. Noi știm lucrul ăsta, că noroc de presă că reușim să aducem în atenție aspectele pozitive și, bineînțeles, și cele negative, nu de puține ori. Suntem noi acum, pare să, la un fel de luptă așa cu rețelele astea de socializare, dar eu îndrăznesc să cred că, până la urmă, ceea ce poate fi realizat în urma unui demers jurnalistic e net superior rețelelor de socializare. Asta e punctul meu de vedere, tocmai de-aia nu o să mă găsiți pe acolo. Da, asta e una din chestiunile pe care le-am găsit în prima pagină. Și am asistat ieri la conferința de presă, unde am aflat că pe domn primarul ține măturul. De fapt, spune așa, cu măturoiul stau bine. Nu știu, noi ca nație, noi ca popor avem așa o înclinație în vocabular, totul ducem într-o direcție și cu o conotație de asta mai puțin ortodoxă, ca să spunem așa. Una, două, ne fuge gândul. Dar el vorbea de... Toți pentru curățenia orașului, nu? Da! Păi, în cadrul programului Toți pentru curățenia orașului a primit cumva o provocare și de la o colegă, da, de la Dana, nu? Da. Doamnă, hai să ieșim parte în parte cu măturile, da? Și a zis, domne, nicio problemă. Cu măturile eu stau bine. Deci a fost savuroasă replica. Este și fotografie cu domn primar cu ciubot de cauciuc, cu măturoi. Măturoi, da? Mi-aduc aminte că în anii electorali ieșeau și senatori, deputați cu... A fost, nu? Așa, din când în când, nu în fiecare an. Păi nu a zis în anii electorali. Da, da, da. În anii electorali. Domne, mergem să măturăm împreună, cizmele le mai am, cu mătura stau bine, cu măturoiul stau bine. Cred că ăsta a fost... adică, ce mai râdem și noi. Râdem și noi, dar a fost savuros. Momentul a fost pe deplin gustat la momentul respectiv. Și apropo de toate chestiile astea cu conotații, cum le avem noi, incendiatorul polonic, poate ați auzit de el, a fost arestat pentru viol. Mai nou și-a crestat organul genital cu lama. Dacă era cu mission accomplished, era una din... era felicitat. Da. Adică, barem era treabă dusă până la capăt. Hai să ne oprim aici, că, nu știu, deși e articol de deschidere în presa locală de astăzi, consider că genul acesta de știri, de întâmplări, de indivizi în speță, nu ar trebui absolut deloc promovați. Mai ales că are în spate foarte multe infracțiuni cumplite și complicate, de la viol asupra unui copil de 12 ani până la incendiere a pensiunii Dolce Vita și așa mai departe. Adică sunt extraordinar de multe lucruri care sunt în cârca acestui individ. Și care cred că ar trebui justiția să-și spună cuvântul și să îl izoleze vis-a-vis de restul populației, pentru că altfel ajungem unde ajungem și nu e absolut deloc bine. 3 din 10 cabinete veterinare sucevene sunt în pragul falimentului. Peste 50% din cabinete, titrează și monitorul, din cabinetele veterinare sunt în prag de faliment. Cauza o știi, Cosmin? Nu, chiar n-am urmărit, dar chiar mi-a atras și mie atenția. Da, deci titlul, ideea și ceea ce spune Petre Dulgheru,
că medicii de liberă practică vor organiza și un protest în capitală pentru a, sau în speranța că se va găsi o soluție pentru salvarea profesiei. Semnalul de alarmă este tras de Petra Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din Suceava. Medicii veterinari alături de colegii din toată țara vor participa la un protest pe 26 martie. Domne, când au polițiști? Pe 25 martie, nu? Mm-hmm. Ce știu, țin din protest în protest, da. Adică hashtag protest, nu? Uite, o explicație care o văd aici, într-adevăr, și are logică. Dacă în urmă cu vreo 20 de ani, să zicem, aveam 270.000 de bovine în județ, da. Acum sunt undeva sub 100.000 de capete. E clar că... Și munca lor nu mai... Cu alte cuvinte, nu mai au la ce să lucreze. Ce, da, să, și... ce să mai protestezi? Exact ce remarcam dacă... și eu, cum ziceam altă dată, când mergeam la Câmpul Lung pe vremuri, aproape peste tot, aveau, fiecare gospodărie avea vacă, boi, aveau... Era chiar o chestie Cosmin. Foarte interesant. Acum, nimic. Măi, tu spui de această situație. De acord. A picat sunetul sau ce? A picat sunetul? Ok. Ceea ce spui tu e real, e corect. A scăzut numărul. Bun. Măsuri de încurajare pentru creșterea înapoi a numărului de animale. Cred că asta e una din chestiunile care trebuie de urgență rezolvat, pentru că ne plângem că mâncarea e proastă, că e plină de tot felul de euri, de nu știu ce. De asemenea, pe tine te-am auzit spunând la un moment dat, dom'le, în urmă câțiva ani de zile era 70 de lei metru cub, da. de lemn, da. Adus în curte. Acum e 180 de țiletul din pădure. Adică se mai adaugă costuri. Mai sunt unele lucruri care se întâmplă nefiresc. Acum, nu vreau să găsesc eu vinovatul și să arăt cu degetul, dar semnalez problema. Adică aici unde la noi curge lemnul, curge pădurea pe tine, și exploatată, atenție, nu defrișată, exploatată, ar trebui să fie toate foarte bune și totul foarte în regulă. Noi aici avem mari probleme, adică cum naiba s-a ajuns la situația asta, Cosmin? Nu știu, pe de o parte e normal, că am zis și eu tot timpul, domne, lemnul e un ceva, un bun de valoare. Okay. Regenerabil, atenție. Regenerabil, într-adevăr, și acum nici să zice carte, vai, trebuie să fie păsta la 70 de lei, că se e foarte ieftin să-și bată lumea joc. Bun, într-adevăr, ok, a crescut prețul. Noi cumva ne-am aliniat cât de cât la normele europene, pentru că în toată Europa toți spuneau, domnule, că e cel mai ieftin la noi și de-aia se-și cumpăra atâta. Dacă, nu știu dacă știi, la un moment dat era o modă. Atunci era tot din Arabia, se cumpăra foarte, foarte mult de aici, din Suceava, chiar lemn. Lemn, da? Da. Prima, special cel de brad, pentru construcții, care este grozav. Da. Într-adevăr, este ce avem aici, rășinoasele, sunt de foarte bună calitate în zona asta Sucevei. Probabil și clima și sunt mai mulți factori care au făcut să fie, să aibă acea calitate dorită pentru construcții. Da. Și foarte mare exporturile erau. Între timp a și crescut prețul, probabil și cererea de pe piață a dus la creșterea prețului și alinierea la toate normele astea europene care le avem. Că automat au influențat tot felul de reguli noi apărute, tot și salarizările și tot. Că aici încă nu ne-am aliniat noi la salarii europene, ca să zicem. Aici e discrepanța. E normal să crească valoarea lemnului, să fie o anumită valoare. Da, nu ne-am aliniat noi ca salarii. Și aici te ustură. De acord. Uite, am epuizat și timpul alocat acestei emisiuni, dar nu pot fi de acord până la un punct. Știi până unde? Până acolo încât să nu aud situații de genul. Păi stai că chiar și în atare situație, eu încă nu am găsit lemn să-mi pot să mă aprovizionez. Da, ei, aici deja ajungem la o situație aberantă, pentru că dacă erai în Arabia și nu găseai lemn, înțelegeam cumva de ce. Dar aici, în județul Suceava, să aud oameni care sunt ajunși în situația asta, zic că ok, bun, aș vrea și nu găsesc. În județul Suceava, să fii în situația asta, ceva îmi dă cu virgulă.
o virgulă așa, mare de tot. Cosmin, mulțumesc mult pentru... Mulțumesc și de invitație. Pentru prezența în emisiune, dumneavoastră, spectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.